Vicepremierul Gabriel Oprea a asigurat pe perfecți de toată susținerea sa și de operativitatea cadrelor MAI pentru ca scrutinul electoral să se desfășoare fără sincope. Stimați colegi, am convingerea că toate aspectele organizatorice sunt deja stabilite și că toți știu ce aveți de făcut. Dacă vor apărea probleme, vă rog să interveniți rapid și să luați deciziile legale necesare în consultare cu birourile electorale județene. Satu Mare se află în grafic cu derularea procesului electoral. Nu s-au înregistrat probleme și autoritățile sunt pregătite pentru alegeri. Vă informez că la Satu Mare am acționat și vom acționa în continuare pentru a ne îndeplini cu succes toate prevederile legale din acest punct de vedere. Pentru ca tot mai mulți sătmăreni să-și poată exercita dreptul la vot, Serviciul de Evidență a Persoanelor va avea un program prelungit. Sătmărenii își vor putea ridica cărțile de identitate sâmbătă de la ora 8 la 16, la Carei până la ora 17 și duminică între ora 8 și 21. La permise și înmatriculări va fi închis luni și marți după alegeri.